La Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș din Baia Mare a fost derulat un control tematic igienico-sanitar în cadrul laboratorului de angiografie și la secția cardiologie cardiacă. Inspectorii Direcției de Sănătate Publică Marea Mureș au descoperit astfel că unele echipamente medicale aveau termen de valabilitate expirat. În una dintre secții a fost găsit un furtun a unui aspirator chirurgical care nu avea ce căuta acolo. A fost adus din altă unitate spitalicească în ideea de a-l avea ca rezervă în cazul în care furtunele noastre s-ar defecta și ar putea fi înlocuit. Au fost constatate parte în magaziile spitalului, parte în secții. Cele din magaziile spitalului sunt cele cu termen de valabilitate expirate. Unele materiale sterilizate aveau modificat cu pixul termenul de valabilitate, cu toate că acestea erau expirate, precum trusa stimulator, în timp ce alte materiale sanitare erau păstrate pe pervaz. Doi asistenți au fost sancționați din această cauză. Partea de laringoscope și cealaltă nereguli constatate acolo sunt în curs de a fi rezolvate, nu aveau ce căuta, fără îndoială. Spitalul a primit termen de conformare data de 10 martie, dar o parte din probleme au fost deja remediate. Doi asistenți medicali au fost sancționați. Au fost sancționați, într-adevăr, doi asistenți cu câte 500 de lei fiecare. Noi urmează să facem o anchetă administrativă. DSP a sancționat doar pe cei doi asistenți medicali. Managerul spitalului spune că vor fi și alte controle inopinante care vor avea în vedere partea de materiale sanitare, prezența la serviciu, dar și verificarea stocurilor, care trebuie gestionate cu mare atenție. Conducerea DSP Marea Mureș nu a dorit să ofere detalii, controlul fiind încă în derulare.